George Simion a fost ridiculizat pe Facebook, pe pagina oficială a campaniei de vaccinare. Liderul AUR anunțase un mare protest în fața Parlamentului pe 21 decembrie. Reprezentanții ro vaccinare le-au cerut însă oamenilor să lupte mai bine cu virusul și să vină să se imunizeze. Aur plănuiește un miting uriaș în fața Parlamentului la 32 de ani de la Revoluție. Chiar dacă liderii formațiunii nu își asumă oficial organizarea protestului, aceștia au distribuit masiv în ultimele zile îndemnuri împotriva certificatului verde. Ultima postare a lui George Simion a fost deturnată însă de pagina Rovaccinare. Contul oficial al campaniei a lansat un comentariu ironic la adresa antivaxerilor. Oamenii au fost îndemnați să lupte împotriva virusului în loc să protesteze împotriva certificatului așa cum dorește Simion. Vă invităm la protestul împotriva COVID-19 în centrele de vaccinare și în număr cât mai mare. 57.696 de români au murit din cauza COVID-19. Doar prin vaccinare și prin respectarea măsurilor îi putem proteja pe cei vulnerabili. Sunt peste 186.000 de locuri disponibile la vaccinare în București. Se arată în postarea celor de la RO Vaccinare. Comentariul a primit peste 1.000 de aprecieri și a fost apoi redistribuit de sute de persoane chiar pe pagina lui George.